spune ultimul sunet de clopoțel, Daniela Nec, Bănuș Patrick Vlad, doar cu patru ani în urmă, da? Vlad. Buriac Danila, Costiș Alexandru, Derbam Giulia, Diță Tudor, de ceva timp cu noi, cam de câte ani, Tudor? Doi. Foarte frumos și foarte, foarte amuzant. Darius Lăgile George, de câte ani, Darius, cu noi? Patru. Patru, ok? Drăgoi Dario Cristian, de la început, da? Erhard Delina, prezent de la început, da? Lupinca Daniel, de la început, de la început, la sfârșit, bun? Niculescu Maria, este absent de astăzi, Maria. Neama Eliza Ioana, prezentă de la început, Eliza, da? Nedelgea Darius Andrei, absent, deși el a venit doar de un an. Nicolescu Alexandru Lucian, de la început, prezent, da? Rus Ionel Antonio, prezent, de când a fost? De 6 ani, ok? Isaura Romania, absentă, dar și a fost colegă cu voi de la început. Dragi absolvenți, generoși părinți, frumoasă audiență, am pregătit discursul de astăzi gândindu-mă la bucuriile pe care le trăiesc toți cei implicați în emoțiile absolvirii. Uitați-vă în jur cât sunt ei de frumoși. Cât de minunat este totul astăzi, în această zi, sunt bucurii chinuite, de multe ori chiar amare. Aleg astăzi să vorbesc despre ce reușește educația, dar și despre ce îi scapă acesteia. Mă voi adresa absolvenților. Pandemia v-a învățat să folosiți o mască, să vă spălați regulamentar pe mâini, iar lecțiile online au înlocuit frica de virus cu frica de camere video. În timpul lecțiilor online nu ați sculit niciodată și nici nu ați dormit în fața ecranului. Ați depășit cu bine pandemia și v-ați bucurat că școala s-a reluat în format fizic. V-ați îndrăgostit cel puțin o dată și poate nici măcar nu ați realizat. Sunteți martorii unui război la granițele României. Cel puțin o dată v-ați întristat gândindu-vă la boală, suferință sau bărbunețe. Ați citit măcar o carte din scoarță în coarță, în scoarță. Ați avut susținerea totală a părinților voștri, care le mulțumesc, și a celor apropiați. Sunteți iubiți, sunteți fericiți, pentru că astăzi absolviți. Școala, civilizația în care ne naștem și educăm, ne marchează modul de a privi realitatea, ne influențează alegerile și ne determină destinul. Nu există om care să poată păcăli sau opoli complet acest transfer. Transferul de bune intenții. Haideți să vedem cum s-a derulat în cazul nostru clasa a 8-a a activației din momentul și secunda întâi. Am primit un duș rece când am realizat că am ajuns dirigintele unei clase pline de copii cu idei care mai, de care mai năstrânge, așa cum singuri ați declarat-o potrivit acestui foarte sugestiv tablou. Nu ați fost cu mintea în altă parte. Ați studiat anatomia mușchilor și a orice altceva. Volumați clip, ați fost solicitați cu treabă în altă parte. Nu ați luat nici note mici. Vi s-au dat notele mici. Nu ați distrus școala, doar ați redecorat-o. Nu ați aruncat cu cretă, corduri, biscuiți, lapte, scaunul sau scaunele, sau alte obiecte, a studiat legea gravitației și exemplele ar putea continua. În ceea ce privește efortul depus de voi, pentru a învăța și a obține rezultate școlare bune, am ajuns la concluzia că voi ați spus cel mai bine în aplicarea zicală. Munca nu a omorât niciodată pe nimeni, dar ce riscăm. Am încercat să vă antrenez în tot felul de activități școlare, în puținul timp petrecut fizic la școală, dar știu că cele mai apropiate, cele mai apropiate de voi au fost cumpărături, decoruri, plăcinte, felii de pizza, punți de chipsuri sau doze de suc, pe care le-ați făcut cu diferite ocazii. Am amestecat cu entuziasm câteva tone bune de muncă și o cisternă de răbdare. Am lăsat totul să fie așa mai răbușit timp de 4 ani. Am
am presărat regular, umor, dar și strigăte. Am stat la distanță, m-am implicat, dar am și observat. Acum, amestecul este aproape gata. Îl lasă să liniască câteva luni până începutul liceului. Între timp, o mare încercare se arată. Evaluarea. Națională, bineînțeles. Cu toți am trecut în evaluare. Este dificil. Dar până la urmă, ce nu este? Greul ne face mai puternici, recunoscători, încrezători și pregătiți pentru toate ce o să vină. Eu am încredere în voi. Totul va fi bine. Voi veți fi foarte bine. Echilibru și măsură în toate, muncă și respect pentru toți și toate. Gustarea, fie ea repedă sau nu, aspectoasă, curajoasă sau mai sfioasă, mai curioasă, încrezătoare, adică fiecare dintre voi, dragii mei, își va urma drumul la liceu. Dar să nu uitați că pentru mine, cea care a încercat să vă modeleze cum aș fi mai bine, veți rămâne ai mei, copiii mei. Am învățat ce este iubirea și de data aceasta, tolerând, fără a schimba, acceptând, fără a judeca și apropiind, fără a domina. Astăzi, când voi absolvi ciclul gimnazial, bucuria atingerii unui obiectiv al devenirii trebuie altorită, cu bucuria responsabilizării. Educația este un dar individual, dar care nu are un sens egoist. Cu această ocazie, țin să vă mulțumesc, dragi elevi, care m-ați acceptat ca diriginte, timp de 4 ani. Copii buni, interesați de propria formare, totuși, dar și a părinților de care am fost înconjurați. Mă închid cu respect, mărturisind despre calitatea și sensibilitatea copiilor dumneavoastră, stimați părinți. Rezultatele noastre frumoase la concursuri, olimpiade școlare județene, naționale sau chiar internaționale, concursurile de șah, competițiile și întrecerile sportive, de NO, de handball, de kickboxing sau volei, de voluntariat, robotică, scurtmetraje, artă teatrală, au contribuit la ceea ce eu cu drag azi privesc și dumneavoastră priviți și sufletul vi-l bucură binecuvântați părinți. Felicitări tuturor pentru absolvirea de astăzi și pentru toate cele bune care vor urma. Astăzi este despre efort și prietenie. Da? Ia să vă facem un exercițiu. Hai, capul sus. Sunteți oameni, sunteți copii foarte buni. Exact cum am urat și atunci, vă urez să deveniți oameni de valoare. Peste toate rezultatele voastre academice care vă fi. Oameni de valoare înseamnă să fii om mândru de tine, să crezi în calitățile tale, să nu te dai bătut. Să știți că nimic în viață nu se obține cu foarte mare ușurință. Ce se obține foarte ușor, să știți că și dispare foarte ușor. E nevoie de trudă, de muncă, dar rugămintea mea e să țineți capul sus, pentru că sunteți niște copii buni și eu chiar cred în voi. Mă ambiționez să cred în voi în continuare. Și să știți că sufletul meu, ca și clasa mea și școala noastră, mai este deschisă oricând, da? Și chiar dacă așa poate pe ultimul an am mai întrerupt ușor, tocmai din cauza acestui că a plecat poziția aia de ghiocel, m-ați cam ocolit că, nu, să știți, sufletul meu este deschis și așa, brațele mele deschise, suntem îmbrățișări, bine? Contez pe voi, suntem cei mai buni, suntem cei mai buni. Fiecare dintre noi există acolo o parte care cândva, chiar dacă n-a ieșit în evidență, va ieși pe parcurs, deci eu sunt convinsă de asta. Trebuie să găsim unicitatea și partea aceea bună, adică pe care să o arătăm. Dar ne-am ajutat să realizăm ceea ce ne dorim. Mulțumesc mult, doamna dirigintă, pentru sprijin. Pentru tot și părinților, vă mulțumesc cu tot dragul, nu pot pe toți, dar să știți că sufletul meu este deschis întotdeauna, a fost deschis pe dumneavoastră și v-am simțit așa. Vă mulțumesc tuturor. A venit cineva așa la voi acum pentru a da un scurt interviu. Ce ați spune? Mi-e so. Ok, bine. Acum mai am și gândit să fie scurt, adică să ne corectim. O singură foarte frumoasă pe care am primit-o de la Dani. L-am rugat pe Dani să ne facă așa o chestie foarte drăguță pentru voi, ca să vă rămână așa amintire. Este un mănunț făcut de la o imprimantă 4D, da? 3D, ok? La imprimantă 3D. Și fiecare dintre voi, o să vă rog pe fiecare dintre voi să vă serviți și să o păstrați așa cu drag și cu amor, cu sufletul deschis, pentru că este un lucru făcut de colegul vostru. Și
cred că, așa, știu că vă bucură mult bănuții, dar banii reali, dar și asta o să vă rămân așa în timp, în cutia cu amintiri, așa îi spun eu, cutia cu amintiri, pe care cu siguranță vom vrea prezentim să deschidem și să ne bucurăm când ne aducem aminte de clasa a 8-a A, de 16 iunie 2023. Când așa, un gest mic, un gest simbolic, ne-a bucurat sufletul și ne va să ne aducem aminte cu drag de colegii noștri. Și zic, noi suntem mai mari și tu. Bine?